Salutare, bine ați revenit la un nou draft la FIFA 19 cu încă 15.000 de coins și mă apropii de victoria 1000, iau acolo 935, nu mai am mult deloc. Și am văzut că pică foarte mulți icons la draft în ultima vreme, efectiv au spart norma cei de la ei, au urcat așa numărul de icons până la un număr legendar și am așteptări mari. În legătură cu acest draft o să mizăm pe un 4-3-2-1, deși poate 4-1-2 era un sistem mai bun. Și primul jucător nu e cine știe ce, ar fi Robert Lewandowski, Alexis Sanchez, Ali, Silva și Saul. O să iau pe Saul pentru că Leva mai are niște cazuri speciale, poate pică unul din alea și vreau locul ăla de vârf oprit pentru un jucător mai bun. Iată-l pe George Best, Prime Icon, în moment un jucător care îmi place foarte mult și bine în echipă. Îl aleg acum pe Best. Vârful. Hai să vedem dacă am ales bine să nu iau pe Lewandowski. Vestia de vârful vom avea pe Cavani, care are acum 400 de wayfoot. 99 vere. E cel mai bun dintre ăștia. Vine acolo. Poate pică și un Neymar în stânga. Nu se întâmplă însă. Mkhitaryan, Kluivert, Bruno Fernandes, Sané și Alexis Sanchez. N-am jucat deloc cu Alexis. Ar fi interesant de văzut cum joacă dacă rămâne. Are 90 vere, destul de mult. Așa că l-aleg acolo. Modric, Team of the Year. Vai, de când nu m-a mai picat cardul ăsta. 99 vere. Clar vine în echipă. Modric de la Real Madrid. Și al treilea mijlocaș central o să fie poate Ander Herrera, care face link perfect, mă rog, link verde cu Alexis. Îl iau pe Herrera și îl pun pe Saul în centru. Și merg lucrurile bine. Mai vedem ce mai pică. Mai departe, fundașii. Arnold pe dreapta. Vine de echipă cu siguranță. Hai să vedem fundașii centrali. Un Virgil poate. Iată Ramos, dar și Van Dijk. Ramos e mai bun, ăsta mereu de meci. Trebuie să-l aleg. Face link verde cu Modric. Al doilea fundaș o să fie, iată-l, pe Virgil de 88. Virgil de 88. Și aș putea face un schimb aici. Să facem lucrurile așa, să iasă Alexis la un moment dat. Poate pică alt mijlocaș stânga. Și pe stânga, uite-l pe Marcelo. Link verde între 3 jucători de la Real. 2 Team of the Year și Ramos Man of the Match. Bombă, gata. Hai că pe stânga n-avem treabă. Și poartă un De Gea ar fi la fix de data aceasta. Vine să la Font, care nu merge. Neto, Lopez. Îl iau pe la Font, sperând că mai pică un portar la rezerve. De Gea, uite-l. UCL. Și mi-a ridicat și ratingul la Font un pic. În acest moment, oameni buni, e 92 rating pentru această echipă. Cel mai slab e Herrera de 82. Și în apărare mai vine Azpilicueta, dar și Sandro. Îl iau pe Sandro aici. Iar al doilea fundaș o să fie Stark, Nelson Semedo, Duffy. Hai că îl iau pe Stark. Inform. Rezervele. Trebuie unul pe stânga și un mijlocaș central. Și asta văd și cu echipa. Uite-l pe Bale. Hai, Gareth Bale aici. Alt jucător. O să fie Bellerin, Hisai, Hani. Iau pe Bellerin, nu-i prea bun. Hai să iau și jucătorii de pe banca de rezerve. Ar fi Perisic, N'Golo Kanté. Mamă, Kanté. Kanté e ce trebuie aici. Și Perisic e bun, dar îl iau pe Kanté. Dacă îl pun, îmi dă minus 4. Dar sunt convins că o mai pot regla puțin. Hai să vedem ce mai vine pe aici. Ryan Giggs, dar e LM. Ce nasol. E LM Giggs, ar fi și Casemiro. Anderson Vidal, îl iau pe Giggs. Giggs, dar nu-l pot pune LF. Dacă îl pun LF, are 6 chemistry. Hai că nu e așa de rău. Și cu Herrera acolo e 100 chemistry pentru draft și 91 rating. Și se mai pot întâmpla destule. Încă doi jucători aici pe bancă. Momentan stăm destul de bine. Va fi Calhanoglu cu 93 shooting, nu-l voi folosi. Și Taliafico sau Fraser. Hai că le-au pe Taliafico. Încă trei jucători. L-aș avea pe Kanté mijlocaș central. Echipa arată foarte bine. Dar hai să vedem. Poate mai pică vreun icon ceva. Muriel. Muriel e pe atac, pot să-l țin rezervă. Și mai avem încă doi fotbaliști aici. Ndombele, pe care îl iau. Și mai încă unul. Hai să dau chemistry style-urile acum. Alex și ultimul jucător din echipă. Să vedem dacă o să fie bun. În general nu e și nici de data asta nu se întâmplă.
Dar am un jucător cu Hunter aici, Ruiz, și o să mă ajute Hunterul ăsta. Bun, iau antrenorul. Poate Marcelino ar... Da, uite, Marcelino vine, dar toată lumea are 10 chemistry. Nu-mi dă nimeni în plus. Așa că le iau pe Marcelino. Draftul are 191 în acest moment. E echipă foarte bună. O să țin totuși pe Saul acolo și o să am 99 chemistry, dar Saul mă ajută mai mult. Și pe bancă, Bale, Sanchez, gata să intre, dacă este nevoie. Un Lafont și un Sandro de asemenea și Taliafico, are 92 pace. Mă, deci l-am lăsat pe basic, oricum are peste 90 la fiecare stats. E fabulos. Și nu uitați, prieteni, dacă vă plac drafturile, să lăsați un like acolo, hai să facem și noi din nou peste 2000 de like-uri, ar fi fantastic. Și am picat cu Als Pajón, primul oponent, sper să aibă echipă de acum 6 icons și eu am doar 2 sau ceva de genul ăsta. Are doar 2 icons, e ok, dar îl are pe Ronaldo Team of the Year, 99 cu Dybala și Milinkovic Savic în spatele lor. Neymar, Verdi pe dreapta, Zanetti și Bobby Moore, prime icon moments. O echipă interesantă, e pe Pereira în poartă, se poate, e posibil să-l bat pe ăsta. Nu prea aveam lumină, acum îmi dat seama, am pus și eu lumina să vă vedeți și voi cum trebuie, măcar în timpul meciurilor. Serios? Uitați ce gol a luat! Incredibil, mă! Doamne! Fantastic! Hai, Giggs! Să jucăm cu George Best. Best e cea mai bună în echipă, asta e clar. Și e în acest moment în care Best s-a întors foarte bine. George Best lovește bara, că așa trebuie. E prima ocazie. Un șut în bară, dar o cursă foarte bună din partea lui Best. Cavani recuperează și șutează peste poartă, nu vine să cred, frate. Opa, Ronaldo, du-te de ea după el. Opa, e poarta goală și e golul lui Neymar 2-0. Văd că Neymar știe să dea cu poarta goală. Dybala, bravo Ramos. O să fac schimbarea de pe acum, că nu-mi convine cum merg lucrurile. Marcelo mai sus. Și în spate o să fie Sandro. Hai să nu luăm 3-0 totuși. A trebuit să înscriu cât de curând. Altfel nu o să am nicio șansă, dar cam greu-i Cavani. Am încredere în el. Nu-l schimb. Ar putea intra Gareth Bale. Modric urcă în acest moment și este golul lui Modric, 2-1. Hai că pe Pereira în poartă, ar trebui să înscriu de câteva ori. Modric Team of the Year mai reduce din diferență. Cavani, Marcelo, foarte frumos și trece Edinson Cavani care marchează 2-2 în minutul 41. Iată că am egalat deja și Marcelo mă ajută. Aici pe tranziție pozitivă, el a driblat pe acolo și Cavani are finishing-ul ăla la bombă. Trebuie să marcheze mereu 1v1. Nu știu cum arată de el cu poarta goală mai devreme, cum arată de acolo, nu mi-a explic, dar nu e o problemă. Și acum e din nou Cavani cu un șut cu exteriorul scos de Reina. Ramos, Marcelo, Modric. Bine, Luca Modric cu un șut și 3-2 face Modric. Ce card e ăsta, bă, de 99. Cu siguranță, unul dintre cei mai buni jucători din joc. Ce șut bun. Și deja sunt în avantaj până în pauză. Best, Cavani. Hai să vedem pe Cavani de acolo. Era o șansă. Nu prea de viteză și mă gândeam că nu o să treacă de funda și rapizi. Virgil, bine, cu Marcelo, brazilian aș vrea. Nu mi-a făcut-o, nu-i nimic. Pentru că o să fie tot la Marcelo mingea și să fie oare golul lui Marcelo, blochează Reina. Paradă bună din partea lui, dar obținem cornerul. Și e tot Ronaldo acolo, poate scap de el. Uite, e bine, foarfeca lui Cavani, scoate de pe linie Militao. Și e best coro, foarfecă, pe lângă poartă. Dar niște faze frumoase. Modric, hai că suntem... pe ofensivă, frumos, vine golul. Se anunță golul 4, Giggs acum. Poate centra Giggs către Modric, care dă gol cu capul, hat-trick pentru
Modric de 99, care face spectacol încă din primul meci. Arnold parcă a preluat-o fără să-și dea seama. I-a căzut mingea în cap, efectiv. Acum Marcelo nu trece de Bobby Moore. Are experiență Bobiță. Dybala bară și a sărit la el Kluivert. 3-4, că se joacă. Nu e nimic jucat în meciul ăsta. Poate dau eu gol imediat din kick-off. Ar fi super așa. Nu prea am însă cu cine. Cu Marcelo. Hai cu golul ăla. Kick-off glitch. Părea că nu poate să se apere. 5-3. Și cam asta a fost. Merg în meciul 2 cu siguranță. Contra-atac cu Cavani și Giggs. Trebuie să intru în centru. E bine, am reușit. Vine golul lui Best. Da, 6-3. 9 goluri încă din primul meci. Ce spectacol. Gata, final de meci. 6-3, scor final. Mertens numărul 2. Mertens. Mamă, ăsta da nume. Și are tot un 3-5-2. Văd că pic numai contra formațiile 3-5-2. Un Maldini acolo cu Varane și Ramos. Trei fundași care fac cât 6. La naiba, sunt fantastici toți trei. Cei mai buni fundași centrali din joc. Ronaldo în față cu Mariano și Dybala, iar Ronaldo cu Dybala. Da, în atac nu e atât de fabulos cum e el în apărare. Are pe acolo în mijloc cu Nzonzi și alți jucători, dar apărarea aia e incredibilă. O să fie complicat. Bine că-s doar 3, dar să tot ai 3 din ăștia. Modric a urcat și poate fi șansa unui gol. Dacă Modric driblează cum poate el cu 99 dribbling cât are. Nu știu dacă are 99, dar pe aproape. Best. Hai Best, du-te tat. Ha, primul gol, ăsta e. La colțul scurt frumos. Nu cred. Cred că să-și mute portarul. Aș fi putut încerca și altceva. Dar îți vine centrarea spre Cavani, care dă pară gol. Cavani îmi repară greșeala. Și avem 1-0 din minutul 8. Ia uite-l. Pac! Foarte tare lovitura de cap. A plasat-o perfect. Bară gol, super. Cante, hai, urcați acolo în față băieții. Giggs, e mingea lui. S-ar putea să fie. Asenio a greșit și e golul lui George Best. Ce gafă de portar. Două goluri unul după altul. E o super gafă de portar și cred că o să dea rispi după gafa asta. Nu o să apucăm reluarea. Pune pauză sau poate schimbă pe Asenio de furie. Aflăm imediat. Da, îl schimbă pe Asenio, fiți atenți. Nu cred că-i schimbă portarul. Ba nu. Îl scoate pe Mariano, îl bagă pe Hazard. Interesantă mutare. Cream că să fie supărat pe portar și o să-l schimbe. Nu s-a întâmplat. E Giggs acolo în față. Da. Best. Cu Giggs. A trecut Ryan Giggs de doi adversari și vine și șută cu exteriorul. Oprit de Maldini. Un dribbling fără să ai stele la dribbling. Cu Giggs îți mai ies din astea, că e totuși Ryan Giggs, e o legendă a fotbalului mondial. Knuckle, că Giggs! Nu poți, mă. Ce pasă, iubesc pasele de genul ăsta. Și acum, ce pasă dă și Best. E Saul, care nu e atât de rapid. Vine Luca Modric, Best în careu, este 3-0 pe tabelă. O fază fantastică. Ador fazele de genul ăsta. Și Best ne duce la 3 goluri avans și a mutat și portarul de data aceasta. Cu Rabona, Luca Modric. Braziliana lui Modric și șutul din voleu scos de Asenio. Oh, na fază. 3-1. Ne duce din diferență, nu trebuie să mai joc cu ocaziile. Vreau să mai înscriu. Ronaldo, gata să marcheze. M-am blocat puțin. Părea că o să fie gol. La 3-2 era destul de ansol. Era într-o remontadă băiatul ăsta. Marcelo, du-te. E Marcelo acum cu lobul. Peste poartă. Nu l-am încadrat bine. Rămâne 3-1. Hazard. Bară gol, m-a driblat. E 3-2, hai să fac schimbarea pe care am făcut-o și data trecută. O să îl pun pe
Marcelo la mijloc și Sandro la apărare. Marcelo, Modric și Cavani. Hai să vedem aici, este Modric în careu, într-adevăr, bară, dar vine Best, care dă încă o bară. Băi, cum se întâmplă chestiile astea? Ia nu știu câta oară când dau de două ori bară la aceeași fază la FIFA. E foarte rar să pățești așa ceva, pentru că e greu de crezut că Best cu poarta goală poate lovi bara. Cum s-a fi întâmplat? Nu-i nimic, continuăm atacurile. Sper doar să nu mă întoarcă. El a înscris ultimele două goluri ale partidei. Cavani ratează. Castillejo foarte bine plasat și va fi din nou Cavani cu capul în zonzi lângă ele foarte înalt. Vizăm pe Giggs, care n-are dribbling însă și nu prea pot surprinde cu el fără 4 stele, dar pot surprinde cu Marcelo, care se întoarce formidabil. Marcelo însă scoate portarul. Cavani, un călcâi bun și vine Luca Modric, care nu dezamăgește. Pentru care 99 VR și scrie meci de meci. E clar cel mai bun din echipă. 4-2 și mergem către a treia partidă de draft. Pentru Modric și o să încerc un șut de acolo. A fost o execuție spectaculoasă, dar așa se încheie 4-2. Shaq WSH. Ce kit tare cu EA Sports. De unde l-o avea pe ăla? Deci e un albastru și el închidă lui Juve și are un 189. De aia îmi poartă UCL, Vertonghen, Kebasele, Varan și Lala, headliner, fața Aguero, Jesus ăla nou, Carnival și Silva în spatele lor. Echipă interesantă, dar sunt niște verici slabe pe acolo, inclusiv Vertonghen, care n-are viteză, dar poate îl scoate pe Kebasele și bagă în fundaș și lateral de viteză. Probabil asta o să facă. Eriksen pierde balonul în fața lui Virgil și șansa lui Best să-și etaleze viteza și vine șutul lui Best la colțul scurt, 1-0 din minutul 6. Nu, uite cum a sărit și dă gol. Hai frate, a sărit în ultimul hal la el. Mamă, ce gol urât. Mamă, Neymar, ce s-a rutit el pe acolo. Hai să vedem. Best se duce. Are spațiu de manevră și o să continui să alerg cu el. Cavani era acolo, dar De Gea o prinde. Neymar, o schemă, mă, a făcut cu schema asta. Nu pot să cred ce două goluri am luat. Sunt total dezamăgit. Dar asta e. Iată, Neymar de 96, a intrat de nicăieri. Carnival. Cavani, Giggs. Hai să vedem. Giggs, fără dribbling, fără nimic. S-a dus, trebuia să o centrez. Era Cavani acolo în centru. Am greșit aici că mi-a dat lui Cavani. Dar a greșit-o. Modric. De neoprit acolo Modric, Giggs și nu marchez pentru că e De Gea în mare formă. Dar vine Giggs, hai mă! Băi, Ryan, mă nebunește asta. Ia uite mă cum a rămas la el. Băi, ce are băiatul ăsta? Are niște faze în care parcă nu mă pot apăra, nu mă lasă. Ia uite, și iau gol acum. Deci primul gol a sărit la el. Al doilea a fost acea schemă și aici rămâne mingea la adversar, vine cornerul și golul. Trei goluri, din care două de neînțeles. Nu cred așa ceva. Nu se poate, mă. Bă, cât noroc să aibă un om. Fără nicio chestie. N-am nimic cu el. Are mult prea mult noroc, a dat niște goluri de cascadori în râsul, e imposibil așa ceva. Da, 4-1 la pauză, pe bune, a avut 4 șuturi, a dat 4 goluri. Nu cred, deci... Oribil, o să iasă Saul, îl bag pe Sandro și intră și Bale în loc de Giggs, că nu-l mai suport. O să iasă Kanté. Și-l pun pe Giggs, mijlocaș. Cavani.
Nu prea are el ball control. Exact acum la Marcelo Bar. Nu, mă, nu vreau, mă. Asta e. Probabil trebuie să mă opresc aici. Am câștigat prea multe drafturi la rând în ultima vreme. N-ai ce să-i faci. Mai și pierzi. Arnold cu Bale. Însă nu e nimeni în care în acest moment. Și n-am ce să fac. Iată că am recuperat-o. Mingea la Cavani, 4-2. Și a pus pauză. Cavani în bandă, nu știu cum a ajuns el acolo. Este Marcelo acum. Pentru Best, care are un șut execrabil aici. Și e bară din partea lui Kun. Oricum, 8 save-uri a avut de Hea lui, 2 al meu. Am avut mult mai multe ocazii. Modric. Cavani, foarte bine Luca Modric. Brațul lui de Hea. Da, final de meci 4-2. N-ai să-i faci uneori, asta e. Doar 2 victorii în acest draft. Oricum, mi se par 2 goluri ciudate din partea lui. Și primesc jumbo primul gold pack și un premium gold pack. În primul, ar fi vreun jucător mai bun nici el, așa, este la Guardia, 650 pe ăsta și 700 pe Bigas. Mai au câțiva coins așa înapoi, care este un Jumbo Premium Gold Pack de 15.000, din care nu o să fie walkout, normal, este destul de greu să pice la așa ceva. Un belgian vârf este Bașuai. Da, păi pe restul îi dau la QXL aici, inclusiv contractele de care nu am nevoie. Și o să mai am înapoi undeva la 3K. Și sunt pe un mic minus, cred. Dacă dau și pe Bigas, cred că sunt cam pe 0. Nu știu unde am început draftul, dar nu e rău. Pentru 2 victorii. Cam asta a fost, sper că v-a plăcut, chiar dacă am jucat doar 3 meciuri, din care am câștigat doar 2. Dar se va întâmpla, oricum m-am distrat cu modul acesta de 99, e fabulos. Cam atât, prieteni.